Nichi face amiază. Să vă arăt ce au fetele în telefon. Nu! Să le luăm telefoanele. Salutare la toți! Bună dimineața! Noi astăzi mergem prima zi la grădiniță. Prima dată Nicolas merge azi la grădi. Am emoții foarte mari, nu vreau să le arăt pentru că Nicolas este un pic agitat de dimineața, deja a plâns. Doar a plâns, nu că nu vrea la grede, dar nu știu de ce, dar a plâns. El a vrut acum să vadă ce are în rucsac, da? Vedem ce ai tu în rucsac aici? Ești supărat? Astăzi îl ducem doar pentru 4 ore. Hai să vedem. Avem aici încălțăminte pentru grupă. Chileței! Avem un costum, ciorapi, șervețele uscate, șervețele umede. Urmează să-i cumpărăm niște leggings, au zis, și încălțăminte pentru dansuri. Și cam atât. Nu știm ce reacție va avea Nicolas. Deci sunt mai multe forme de adaptare. Sofia s-a adaptat, deci două zile a mers la grădiniță, era ok, și a treia zi a început să plângă. Sara a plâns de start și Nicolas deja o să vedem cum se va comporta, pentru că este destul de mare și dacă va plânge, va fi foarte greu. Va fi o săptămână grea, da? Săptămâna aceasta va fi grea pentru toți. Hai zi, atât. Dați like, eu sunt supărat. Eu sunt supărat pentru că a vrut să trezească fetele și ele dorm. Da? Zi, dați like. Dați like și încurajați-l pe Nicolas, pentru că noi fugim! Fugim? Fugim! Ia privit ce a făcut el aici pe picioare. Și nu prima se spală. Din prima zi merge pictat. A luat ieri un, nu știu, cariocă sau ce ai luat tu? Ce marker. Un marker ceva, care nu se spală și a desfăcut așa picioarele. Frumușel. Și merge. În schimb, nimeni nu o să-l încurce cu alți copii, da? Educatoarea nu o să te încurce, tu deja ești semnat. Hai! Hai! În sfârșit avem parte de timp frumos. Am avut două zile foarte cusămăruite. Alaltă ieri a plouat toată ziua. Ieri a bătut un vânt puternic toată ziua. Și în sfârșit astăzi e frumos. E liniște și a ieșit soarele. Centura, Nichi. Ia loc și hai. Centura punem. Trebuie apăsat. Hai, apăsați butonul. Am, nu s-a deschis. Ei, s-a deschis. Îmbrăcăm bătășii. Și încălune cine cască? Nichi? Nichi cască? Crește, crește. Crește. Ce tu, nu? Și tata. Fetele au mers la grădiniță la un an jumate, ambele. Scrieți în comentarii la ce vârstă v-ați dus voi la grădi. Nichi la 4 jumate, Sara și Sofia la 1 an jumate. Cam 3 ani au întârziat. Nichi a întârziat cu 3 ani. L-am lăsat pe Nicolas, era cât pe ce să plângă, pentru că era o fetiță care plângea și el se uita la ea și deja era mai să plângă și el și ne-a zis fuga, să fugim, să o lăsăm, să nu ne luăm rămas bun foarte mult timp, deci fuguța. Și l-am lăsat până la orele 12, au zis că o să ne telefoneze să venim să-l luăm. Sperăm să fie bine, să nu plângă. Astăzi au și teatru la ora 9. Sper să-i placă grădinița. Am ajuns la piață să cumpărăm vișine. Noi nu le conservăm, facem compoturi, dulcețuri. Noi doar înghețăm fructele și unele legume, chiar le înghețăm. Deci astăzi deja am înghețat două lăzi de vișine. Piața este închisă. Toți sunt închiși. Deci cred că urmează să revenim. Câte ori este? Da, deja de nou. O să fie deschis. Deci noi revenim un pic mai târziu. Noi vișina o înghețăm, căpșunile, zmeura și
apoi când avem nevoie o dezghețăm și facem compoturi, deci sucuri. Unde? Să ne plimbăm și apoi să revenim, pentru că sunt uimită. De obicei, piața cu fructe și legume este se deschide printre primele. Tot timpul așa. Tot timpul așa a fost și m-am uimit, sincer să spun. Haideți că se uită toți la noi, noi filmăm și toți se uită. Nu toți, voi sunt câțiva doar care s-au deschis, dar nu au vișină. Se uită ciudat la noi. Zic, ce fac aceștia? Ce interviu fac? E foarte cald afară, deci omul ăsta când e cald e rău, când e rece e rău, când plouă e rău, când oare va fi bine, când va fi bine. Acum, zilele astea a plouat, ieri a bătut vântul și ziceam când o să fie cald, iată e cald deja, zicem că e foarte cald, vrem un pic mai răcoare. Cine reglează timpul, vă rog frumos să faceți un pic mai încet căldura. Mergem. Acasă? Sau unde? Dar unde? Da. Așteptăm să ne sune educătoare. Am fost acasă, am avut niște treburi și acum e ora 11:30. Mergem să cumpărăm ceva dulce pentru Nicolas, deoarece i-am promis o remunerare și punem pariu. Eu zic că Nicolas nu îi va plăcea grădinița și nu va mai vrea să-i frecventeze. Tata zice că invers. O să pun de că vrea să rămână. Deci, vedem. Cine a avut dreptate? Și una din asta pe care o adoră Nicolas. Eu îmi place Milka fără de nimic. Curată. Și Nicolas aceasta o adoră. Luăm, lui ne-a rugat foarte mult, aia da. Și mai luăm ceva sau ajungem? Încă una. Încă una? Da. Care e diferența? 104 de grame și 200 de grame. Cred că e mai bine acesta. Am fost să luăm, am sunat și ne-au zis că el mănâncă, să așteptăm 20 de minute, de aceea profităm că avem timp și e aproape piața. Mergem să luăm vișină. Astăzi luăm doar o singură ladă, data trecută am luat două și cam a durat ceva timp până când am spălat-o, am înghețat-o. Astăzi e luni. Și nu lucrează piața? Lucrează, dar nu așa cum... Nu ca de obicei, deci nu după programul obișnuit, ok. Avem nevoie și de încălțăminte pentru dansuri. Cred că nu reușim. E luni, piața totuși este închisă, sunt câteva ghirile posiționate, dar vișina nu este. Cred că o luăm noi mâine. Hai să ducem. Am luat doar roșii de casă, au zis că sunt de casă, miroase frumos, sperăm să fie gustoase deja. Dar cred că acum e sezonul și o să fie gustoasă. Dar cu vișina nu ne-a mers și luăm mâine deja. Cred că deja mâine o să luăm două lăzi. Am mai luat anterior două. Și acum o să mai luăm încă două și cred că ne ajunge. Nu? E obosit pentru că toți sunt foarte gălăgioși și vrea acasă. Dar a zis că i-a plăcut. Ți-a plăcut? Da? Am luat pe Nichi. Educătoarea a zis că Nicola s-a întrebat unde este televizorul pentru că el vrea să urmărească desene animate. A zis că copiii sunt foarte gălăgioși și el a obosit și vrea acasă și că i-a fost dor de noi. Ce faci tu? Cine vine să te întâlnească, Nicola? Ioana, zice că are bomboane și nu o să se împărțească cu voi. Nu, sunt mai multe, Nichi, am luat la toți. Nu fiți zgârcit. A zis că s-a săturat de copii care țipă și a întrebat educatoare unde este televizorul că vrea să privească desene animate. Nicolas cu torba. Nu are nevoie de pâine, da? Da.
Nicolas mereu zice că nu vrea să se împărțească cu fetele și până la urmă oricum se împărțește, dar un pic așa le zădără pe ele. Ce faceți? Sara, scoate căștile. Uite cum țipă. Scoate căștile. Deja e mult mai bine. Haideți, Nicolas face picnic pentru fete aici. Picnicul dulcerilor. Nicolas a mai zis că mâncarea este la grădiniță franceză. Nu știu la ce grădiniță l-am dus. Poate i-au dat labe de broască sau poate a mâncat mielci. Poate mielci a mâncat el. Dacă zice că este franțuzească mâncare. Wow, ați răsturnat tot. Niki face amiază aici, pe scrânciul. Da? Da. Așa. Eu propun acum, ce ziceți voi, să vă arăt ce au fetele în telefon. Nu! Hai, decizați-vă. Noi filmăm, voi nicio reacție, nu reacționați nicicum. Voi vreți un video separat în care o să arătăm ce au fetele în telefon. Toți au spus că vor. Ia să vedem câți dintre voi vor să vă arătăm ce au fetele în telefon. Dați like și noi o să le luăm telefoanele și o să vă arătăm. Nu. Da. Eu știu parolele de la ambele telefoane. O să schimb parola. Și Niki face amiază. Eu, apropo, îl întreb pe Nicolas. Nicolas, Nicolas, te-au hrănit la grădiniță și el zice că nu m-a hrănit. Cum adică nu te-au hrănit? Zice, eu singur am mâncat. Eu s-a gândit că dacă cineva l-a hrănit cu lingura. Da, este ca dintr-un banc. Și cam atât cu vlogul nostru de astăzi. Noi urmează acum să filmăm altceva, după cum am zis. Da. Voi o să vedeți deja în vlogul următor. Deja știți că noi astăzi instalăm bazinul, piscina. Cum e corect? Bazin sau piscină? Deci, o instalăm chiar aici. Acuș măturăm fugulița. Dar prin ce se deosebește bazin de piscină? Prin ce? Măturăm aici, facem curățenie și instalăm. În sfârșit e cald, apa se va încălzi, da. Și o să filmăm ceva, câte că cu niște provocări, ceva, da? Mm-hmm. Sau doar o să ne relaxăm? O să ne relaxăm. Ok. Telefoanele. Nu arăt la nimeni. Până când mi-e scriu ca să vă... Pentru că ați stat deja foarte mult. Hai. Uităm? Nu! Ok, dați like, abonați-vă și... Bye!